Sunt major în rezervă inginer Alexandru Tomescu, specialist în cadrul Departamentului pentru pregătirea populației în situații de urgență din cadrul Partidului ADER. Pregătirea populației în situații de urgență reprezintă și va reprezenta un dezirat major în viziunea Partidului ADER, referitoare la măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea și modul de comportare a diferitelor categorii de populații în situații critice. Partidul ADER a manifestat până în prezent și are în vedere și pe viitor un interes major pentru măsurile de prevenție ce se iau de către populație în cazul unor situații de urgență diferite, de genul inundații, cutremuri, incendiu, conflicte asimetrice de tipul atacurilor teroriste. Astfel de măsuri au fost prezentate în nenumăratele conferințe, simpozioane și expuneri pe care specialiștii departamentului specializat al ADER le-au avut până în prezent, cu diverse categorii sociale ale populației, tineri, elevi, studenți, reprezentanții unor firme, pensionari, cleric și alte categorii. Toate aceste cunoștințe sunt necesare pentru a preveni pierderea de vieți omenești în principal și distrugerile materiale.